Botează numele Dumnezeu. Rupe-le picioarele, băiatul meu! Te-am ca și budinca cu ciocolată, ca idee, nu mai avem. Dragilor, bine v-am găsit în ziua 6 din Viral House. Astăzi o să le testăm oamenilor noștri frumoși din această casă mai multe abilități, printre care și dexteritatea, puterea de a se concentra și viteza și mai multe pe care vă las pe voi să le descoperiți, pentru că o să vă placă foarte mult ceea ce v-am pregătit astăzi. Dar înainte să trecem în pâine și să vă arătăm cum s-au descurcat ei astăzi, vreau să vă dau o veste vouă prima dată foarte, foarte bună. Cel care, la finalul acestor zile din această casă minunată, va acumula cele mai multe puncte / steluțe, va pleca acasă cu marele premiu pe care încă nu vi l-am anunțat și vi l-anunț acum. Este vorba despre 5.000 de euro. Atât va câștiga cel care va strânge cele mai multe puncte la finalul competiției. Așa că eu le țin pumnii concurenților, sper că și voi le țineți pumnii. Lăsați-ne în comentarii care este concurentul vostru preferat, pe cine susțineți și ce vreți să mai vedeți de la noi și noi începem treaba. Aici vor sta concurenții, de aici vor începe jocul. Vor sta în echipă față în față, iar unul dintre ei va umple această sticluță cu niște bile foarte mici și foarte ușoare, folosindu-se doar de lingurița aceasta. În momentul în care a terminat de umplut sticla, i-o dă cu echipierului său, care o ia și pleacă mai departe. Odată ce au ajuns mai departe, se vor poziționa în fața mingii de culoare a echipei lor și va trebui să o deplaseze de aici până în punctul B, folosindu-se doar de picior și ținând în mână sticluța plină cu biluțe. O iau și o transportă, dacă vreți, până în partea cealaltă a traseului, unde vor putea da la schimb sticluța cu mingiuțe pentru acul pe care va trebui să-l folosească mai departe. Cu acest ac vor ajunge la partea de baloane, iar ei vor trebui să spargă un rând de baloane. 1, 2 și 3, ca apoi să poată să facă din nou schimbul între acul de spart și undița, pe care la fel o vor folosi mai departe. Vor alerga înapoi pe traseu cu undița în mână până vor ajunge la această piscină, unde vor găsi mai multe rățuște în apă. De aici vor da undița partenerului lor, care va trebui să pescuiască nu una, nu două, ci trei rățuște de aici din apă și să le așeze pe masa de lucru. În momentul în care a treia rățușcă s-a așezat pe masa de lucru, acea echipă câștigă. Dragii mei colegi de casă, astăzi o să ne distrăm foarte, foarte tare. Bine, eu o să mă distrez, voi o să vă distrați, voi sper să vă distrați. De ce spun asta? Pentru că challenge-ul de azi este un pic de tot mai greu decât de obicei, pentru că implică dexteritate, forță, coordonare, concentrare, tot ce vreți voi, tot, la tot ce vă puteți gândi, puneți aici, pentru că implică challenge-ul ăsta și o să vi-l explic imediat, doar că vreau să știu dacă sunteți pregătiți sau nu! Yay! Nu prea, Teo, nu sunt pregătiți absolut deloc. Și dacă începeți așa cu energia asta, vă zic sincer că n-ajungeți la jumătatea probei. Eu zic să vă dați așa un refresh dacă vreți, dacă nu... Mâncare de cartofi! Mâncare de cartofi! Sanjicu! Așa. Zic să vă explicăm și proba, nu? Așa. Bun. Da, frumos. Vreau să vedeți că aici, de aici se va începe. Asta este punctul de start și o să vedeți aici pe masă trei culori. Da? Sunt trei stații, toate pe culori diferite. Eu o să vă ajut să alegeți o culoare. O să vedem primele trei echipe ce culoare vor trage și încep pe ce culoare veți juca. Veți avea niște biluțe mici de tot colorate și ușoare, foarte ușoare, pe care voi trebuie să le luați doar cu lingurița. Pentru că de data asta cine nu respectă regulile cum le spun eu acum este descalificat. Corect. Corect. Să rămână cu oala viața mea. Să le iau oala. Nimeni, nu știu, frate, nu cunosc. Deci cu lingurița asta va trebui să luați din biluțe și să umpleți această sticluță. Da, este. Așa arată o sticluță plină. Ok. Așa trebuie să fie și a voastră ca să puteți să treceți mai departe. Eu voi umple, de exemplu, o sticluță cu biluțe și eu voi da partenerului meu care stă în fața mea, iar el de aici, exact, o ia. Și o să plece cu ea. Veniți aici, vă uitați la culoarea voastră de la bilă, o alegi, vă așezați în fața ei și începeți să o transportați cu piciorul până în partea cealaltă. Adică, cred că ați înțeles, băieți, cred că vă descurcați. Aici o să o lăsați jos și o să luați acest dispozitiv ac de împuns, care este grijă mare, este super foarte ascuțit, bineînțeles, și vă rog frumos să aveți grijă cu el. Odată ajungi la baloane. Dacă vă uitați bine, baloanele sunt așezate pe coloane de câte 3. Voi trebuie să vă alegeți una dintre ele, pe culorile voastre, da, una dintre ele, și să spargeți 3 baloane la rând. După ce ați spart astea 3 baloane, lăsați neapărat lăsați-a cu jos,
și vă luați câte o undiță. Cu undița doar mergeți către piscină, vă dau colegului și o pune pe masă. Pescuiesc a doua rățușcă, dau colegului și o pune pe masă și pe a treia la fel. Și în momentul în care a treia rățușcă a ajuns pe masă la culoarea voastră, s-a câștigat. Cine a strâns primul trei rățuște, câștigă. S-a înțeles? Sunteți atenți la mine, vă rog, puțin? Da. Cu toții? Cu toții? Da. Bun. Am și eu un anunț pentru voi, destul de important, destul de frumos, pentru că ne-am gândit că aveți nevoie de mai multă motivație, dacă vreți să o luați așa, și vreau să vă anunț și eu acum oficial care este premiul cel mare la finalul celor 10 zile. Într-adevăr, avem partea de story de la fiecare pierzător în parte pentru câștigător, un story pe care câștigătorul va putea să-l sumoneze, dacă vreți, oricând vrea el, pe parcursul anului acestuia, dar pe lângă asta mai avem și tobele, vă rog. Haide, 5.000 de euro pentru câștigătorul Viral House. Let's go! Hai, Teo! Păi, prietele, ăla, puteai să-l omorâm acum! Eu vreau doar să știu dacă acum începe proba asta mai bine sau nu. Bă, leu! Nu niciun răspuns, ce-mi place. Ce turbo mi-am luat. Mai tensionați, ok. Deci nu mai motivați. Nu v-a dat așa un șut în... Așa. Eu vă urez baftă și cel mai bun să câștige cei 5.000 de euro. În 3, 2, 1, start! Stai bine. Bine, ia mâna, ia. Aaaa, stai acolo, stai bine. Stai bine, da? Se botează numele Dumnezeu, Chid, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin. Bravo. Haide, tata, bagă bilele. M-am să moară, să vin. Te spovedești, ai făcut păcate? E foarte tot. Vin cum sunt față de alții. E ok. Nu, aproape a umplut, Alexa, dar e ok, tu poți treaba acolo. Aoleu. Mai vorbesc. Hai de viața mea, că am tactica, am gândit tot în pauză. Zice cineva a gândit. Bă, dar tu de unde te-ai gândit, mă, mâncați-ași gura ta să pui asta peste? Păi te-am zis că dacă păi, au 5.000, fac 10.000 păi, direct. Păi n-auzi, mâncați-ași gura ta, că nu ai voie pe deșertul ăsta. Gata! Ajunge. Fuge bine, fuge, de închide. Du-te. Ce gura la mea! Băi, e grabă! E ud asta, băi! Băi, aveam un de la ună! Să te bătă! Bani! Hai! Doamne, cum a zis, mă înțelegi! Bravo! Ia-o! Haide, că putem! Bani! Albastru avem! Bravo! Băi, mie nu zici... Stai. Bravo! Bă, e urmă! Dă-i, încă una! Bine, bă! Gata! 5 minute, deja 1000, i-am zis! Un minut! Așa a vorbit cu Giovanni, dă-le proba asta, 1000 la fiecare! Minunat a fost astăzi pe traseu, extraordinar! Am început cu foarte mare avânt, cu foarte mare aplomb, mai ales după ce mi s-a spus, de fapt, premiu. Am zis că o să ne motiveze, că o să facem, că o să dregem. Mamă, ce rupem, ce nenorocire, o să fie pe traseu, o să pare capul meu. Eu nu știam unde e vila, care e verde, care e albastră, care e roșie, care era a mea. Nu mi-am dat seama că ăsta avea parfuria verde, eu trebuia să mă duc după vila verde. Ți-am zis. Mi-ai zis verde, dar aia verde. Asta verde, Pokemonul ăsta, Bulbasaur ăsta, semăna cu un albastru. Și în lumina soarelui puternic, că... De la ora 14.00 când s-a ținut această probă, reflectând acest, nici nu știu cum să-i spun, aluminiu, ce-o fi titan, culoarea titanului s-a reflectat în aceste dungi, uitați-vă, care la în creierul meu s-au produs a fi albastre în loc de verzi. Și am dat și în Jaxi, săracu, care... Mă aveau un pic și îl nenoroceau.
deci nu mai înțelegeam care e ninja mea, care e ninja lui, care e el, cine sunt eu. Nu mai înțelegeam nimic, efectiv. Dar eu am luptat până la capăt, Kid și-a făcut treaba până la capăt. Am spart balonul, am luat undița, undița nu mai știam care mea, care a lui, cred că am luat undița lui Jax. I-am dat un numai. Deci a fost pentru mine, efectiv, această probă a fost un haos total. Măcar te-am ajutat, mă, că te-am botezat la început. Bă, a fost foarte bună aia cu tricou, nu mă așteptam că dacă să sară toată aia, n-ai. Și cam asta, că în rest, zero. Am fost, n-a fost să fie azi. De ce nu vrea? Că m-am prins, Emilian! N-ai lăsat sticla, n-ai luat apă, n-ai făcut nimic. Când să iau acum, am prins Emilian și am zăcat. Nu, ai sărit gardul înainte să iei acu, pentru că am văzut. Fac și o întrebare! Cum a fost iubirea să spun traseu? Deci, de când s-a anunțat premium, deja a început lumea să-și dea viața, și nu mi se pare corect. Deci, primul rând, Emilian mi-a furat undița, mi-a lăsat-o pe aia ruptă și n-am putut să pescuim nimic. După care mi-a furat ăla de trebuia să spargem baloanele cu el. După care, când eram într-un picior acolo încercând să fac rost de instrumentul de spar baloane, m-am împins și era să mă duc. Deci, deja mi se pare că la următoarea probă fizicul genul să ne că nu se mai poate. Bine, acum să spun și o varianta mea că... Știi cum e Costic acum, na, că i-a furat, nu știu ce, nu, de fapt, adică i-a furat. Emilian te-a împins, într-adevăr, dar după ce s-au explicat regulile de aproximativ 250.000 de ori, Costi nu a reținut că înainte să sară gardul respectiv trebuie să ia acul cu care se spărgeau baloanele. Nu l-a luat, a pierdut niște timp acolo și, într-adevăr, s-a produs o coliziune între el și Emilian. Și dacă îmi zicei că te-am pins pe un memo ce și dădeam direct la oricum mi-a furat Shepard, Bila, nu mai înțeleg ce, dădea piciorul Bila mea. Da, și vezi că nu ți-a furat doar Bila, ți-a mâncat și budinca cu ciocolată ca idee, nu mai avem budinca pentru mine la micul dejun. Bă, frate, a luat două! Să moare Jeana, întrebați-ne dacă ne-am făcut dușmani, întreabă-mă dacă mi-am făcut dușman, da, toată lumea, Emilian, Kid nu, că Kid e băiat de treabă, Kid n-a gătit. Chine de treabă. Da, puteți să duceți și la magazin să vă dacă e o chestie, una înseamnă că și-a luat-o cineva, nu? Asta mă enervează și mai rău decât proba aici, de până a dat un euro pe ea. Mă rog, da. Trecem peste, deci mi s-a dat cu piciorul în bila mea, care trebuia să fie bila mea și când am ajuns acolo, oricum am ajuns primul, că am dat moda cu tricoul să apărăm de vânt biluțele alea mici, doar că nu mai știam ce culoare aveam și au așteptat un pic să înceapă. Da, dar știi că Imogen are unghia vânătă, nu? Pentru că Imogen a dat cu piciorul în aia. Dar deci se poate și mai rău. Dar eu am avut atitași de aia de efectiv, se simțea orice dată. Oricum am avut aproximativ 2 minute și 41 de secunde în care am fost supărată pe Costin că nu a reținut regulile și după aia mi-am dat seama că vă, o să trollăm de acum încolo. Așa că oricum să vă suntem așteptați. Încă în cărți. Păi suntem încă în cărți, că avem un punct, dar o să-i trolez maxim, ești nebun, o să trolez pe toată lumea. Mă duc și eu și-l împing pe Emilian, hai să vezi ce fac. Câștigăm 5.000, face 10.000. Ai deci la noi că e primii 10.000, nu e 5. De ce nu mai ai scăi apă în balon? Că-s flașcă! De ce nu mai ai scăi apă în balon? Bravo! Deci vreau să vă spun un lucru, niciunul n-a jucat corect, dacă ne uităm chiar și acum au rămas sticlele alea acolo care au fost umplute, sunt puse pe lângă. Și regula era să pun în tablou și să ia cuiu, deci asta am avut de zis. Ce sticla mi-ai pus acolo? Chiar? Sticluța e pusă, dacă sunt neguminte. Teo a scos, ca idee, dacă mă întrebați pe mine, Teo a scos bila din teren. Gen out. Gen n-a câștigat. Doi, trei ori, ca trei rățușcă. Hai mă, bă, stai să fost. Rupe-le picioarele, băiatul meu! Sunteți gata? Hai, le lăsăm jos toți, da? Sunt regulile clare pentru toată lumea? Da. În momentul în care termin numărătoarea, aveți voi să puneți mâna pe sticluță să începeți să o deschideți. Okay. În 3, 2, 1, start! Haideți. Bă, nu văd nimic! Hai, puteți. Bă, ia tot vântul invers! E bine așa? Eu știu. Ridică un pic mai sus. Nu văd. Hai. Mai avem puțin. Hai, puteți. Gata. Verdeam? Verdeam, nu?
uite, uite. Nu, băi, 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 bă, s-a rupt asta. Ia aici. Gata. Bă, tu trebuie să-i ajungi. Stop! Duelu! Acele! A fost o zi excepțională, o probă excepțională. E dreptul tău să vorbești corect. Am venit aici să nu câștigăm, să ne distrăm și se pare că nici de distrat nu putem. Ne-am împiedicat înșine să ne distrăm. Această bilă am împiedicat acest lucru. Ca să înțelegeți, ni s-a explicat... Explică-te un pic de ce. Bun, ni s-a explicat regulile jocului. Da, fiecare regulă în parte ni s-a explicat. Dar s-a omis ceva. Această bilă, care are pe sufletul lui tata 10 kg. Asta n-ai, nu, dacă vine magnet o să o ia noi apa asta. Și să înțelegi ce s-a întâmplat. Mi-a zis Oase să nu torn eu în acel recipient și să alerg eu și să dai eu cu piciorul în această asta. Și mi-a spus Oase, tot fratele meu Oase, care e cu mine în echipă, înțelegeți? Bă, tu ești cu mine în echipă, ca să înțelegi, poate afli până la final, cred că afli. Și mi-a pus acesta și mi-a spus, bă, dă-i cu șpițul pe poți în ea. Și am dat. Bă. Am dat cu pe sufletul lui tata, dacă am dat, nici nu m-am grăbit. Când am dat, am simțit că mi-a căzut fața. Îți jur că am simțit, deci n-am făcut au sau nimic. Dar când am călcat primul pas pe care l-am făcut, am simțit că mă junghe în gât, mă junghe în timpan, mă junghe... Mi s-a mai întâmplat la 13 ani când treceam pe stradă și se jucau niște copii, mă ucea la magazin, se opine și a zis nenea, dă și mie cu piciorul mingea aia și când a dat era umplută cu pietre. La fel. Deci mi-am rupt piciorul fraților. Ce să mai zic? Și acolo s-a sfârșit totul. Ce poți să spui? A fost luat peste picior. Da. Luase, îi dai un deget să-ți ia tot piciorul. Cam așa, nu știu. Luase, n-a înțeles că noi avem să ne distrăm. Am și vorbit, bă, noi nu scăpăm pentru premiu. Eu mă distrez rău de tot ce acum. Am venit pentru premiu și eu la fel. Mă distrez, uitați, îmi curge metadonă de aia pe picioare, îmi curge, na, e extraordinar. Poate îmi dă bilul asta ca să o am camitit. Eu mi-e toată spasa pe deget. Da? Da. De acum o duce acasă cu piciorul, vezi? Da, bă, nu știu. Bă, a zis, dă tare. Eu nu m-am grăbit, n-am alergat, că am zis că să facem o chestie. Să merg așa pas și să dau poc, știi? Atunci puteai să mergi. Bă, și pe bune, dacă nu m-am văzut, Cristiano Ronaldo direct m-a văzut. Vedeam tot, cum mă... Sui tot, toată lumea, spectacol, când am dat că mi-a căzut fața. Mi-a căzut fața lui bune. Mi-a rămas suflet, jumătate de corp acolo numai. La proba de azi, cred că a fost una dintre cele mai tari probe, dacă să-mi se calculăm așa, neironic, pe son, una dintre cele mai tari probe, că a fost mult mai complexă și a fost o grămadă de stage-uri prin care trebuia să trecem. Prima dată care a fost, oricum, primul stage să pui biluțele alea mici în dezinfectarea de dezinfectant, a fost oribil. Că ba se lipeau, ba cădeau, ba nu intrau. Era... Poate avântul, erau foarte multe. Da, ne-am descurajat acolo, să zic, pentru că la celelalte probe ne-am descurcat destul de repede, adică am dat cu piciorul în chestia. Bineînțeles, eu n-am dat ca Imogen să-mi rup degetul, dar m-am descurcat destul de bine, am băgat acele în baloane. Deci noi am avut o tactică super bună la început cu sticluța, pentru că țineam într-un anumit fel sticluța ca să nu pice biluțele. Doar numai că a bătut vântul la un moment dat. Da, a bătut vântul și tu cred că probabil când te uiteai acolo la sticluță nu ți-ai dat seama că te-ai mișcat și tu. Mă rog, am rămas la un moment dat și fără biluțe. Asta e, adică ne-am descurcat ok, adică am ajuns până la final. Da, clar. Și am luat și o rățușcă. Tu de spune de restul. Da, bă, și de da, restul. Da, am luat și o rățușcă. Chiar am reușit să luăm și o rățușcă. Și puteam să luăm și pe restul tăi, dacă reușeam la prima probă. Da. La jocurile de astăzi am ales să stăm pe dreapta, să aruncăm o privire primară la ceilalți concurenți. Ca să vedem exact cum decurge traseul și cam unde greșesc ceilalți și unde trebuie să lucrăm noi mai bine. După ce am văzut. Și cumva să vedem și
care își comandă să stea jos. Inițial ne gândeam ca el să stea... Poziționarea noastră în joc. Da, să pună bilusele și eu să merg pe traseu, având în vedere ce cu echipere aveam. Dar colter era că nu e chiar atât de greu. Carmen care s-a descurcat top la umplut recipientul ăla cu biluțe, a fost ceva incredibil, nu mă așteptam. Și la pescuit, acolo m-a spargem, când am băgat primele 3 din prigen, instantaneu. Și am avut noroc, pentru că am umplut aia recipientul, am umplut rapid. Am plecat pe traseu, mă compram singur la un moment dat. Eram singur în singur, n-aveam nicio treabă. Așa, am spart ăla super simplu, am venit înapoi. A luat omul meu unde trebuie, așa era, jap. Trei rățuși imediat. Mi s-a părut o probă foarte frumoasă și mă bucur că ne-am ales foarte bine rolurile. Adică eu să stau să umplu și cineva să dea cu piciorul. Și câteodată mă întreb acest coleg al meu, chiar mă ascultă, mă, adică noi avem o echipă foarte unită. El când i-am zis, dă-i cu șpițul, el cu șpițul. Ce-i drept? Piciorul ăsta. Nu pot să mai urmă. Eu nu pot să mai urmă față, nu știu ce fac la probele următoare, ce râzuri să faci pe ele. Mâine sper să mă pune să arec două urași. Deci mâine, dacă trebuie să la clipul ăsta, domnul producător, dacă nu mai pune să mă până la București, dacă ați poziționat în Spania, mă. Și în timp ce vorbesc, îmi plâng pe degetul în continuu. Ca să vă zic, fraților, direct, când am auzit că sunt 5.000 de euro premiu, că azi 5.000 de euro. Oh! 5.000 de euro trebuie să câștigi. Bă, să bătea ăia și băga mâine în mână așa. La nebunii lumea, turba lumea. Bă, într-adevăr și eu am luat-o la asta. Credeți-mă de o suflet când am auzit că e bătea. Eu, deci când e competiție pentru bani, eu nu mă bag că știu că e scandal, eu nu am chef să mă cer cu mine, frate. Bă, să certa tot să-l treci producătorul, să certa mâncava și bravo, când a aflat, deci producătorul cu toată lumea, certa cameramanii, să certa Andrei, că nu înțelegea, aia, 5.000 de euro pentru cine sunt. Toată lumea se certa, lumea pe stradă, când auzi 5.000 de euro, vorbea spaniola, aia de vorbea spaniola pe stradă, a început să vrească română. Mă joc și eu, ale. Da, și iau, să Ricard. Bă, cu spume la gură. Până și pe mine m-a luat valul și eu am zis, bă, gata, eu care sunt corect, ați văzut, dreptate, tot. Atât de tare m-a luat capul încât am zis mai bine la accidentez pe ăsta decât pe altcineva. Asta zic, și bă, fratele meu, deci erau toți zâmbeau, erau așa. Pro, bă, cu tare, să dă 5.000 de euro. Face, păi, și atât de aici, piept, amidamarul din spate. Zombie din ei, era banii. Veniți preotul, cine a fiștare? Eu când am auzit, să vedeți, când am auzit 5.000 de euro, zic, nu mai, pușez normal. Las, nu mai și așa la mine, donați. Știi ce zic? Eu am uitat de ce. La mine e cu donați. Asta este. Mai plâng pe ăla, mai rezolv eu cu fac. Bă, s-a umplat atât de tare încât zici că suntem 3 în echipă acum. Nu, cum îi spune? Nu este un fapt, este bandajat de haime. Da, el bandajează, el era mini doctor, am bandajat 3 mași pe la țară până am zis 3 aia. Sunteți gata? Da. Suntem gata? 3, 2, 1, start! Hai. Bravo. Bun. Nu bine, rău. Hai, verifică și la ei. Hai. Wow, nu-i bun. Hai. Păi eu transpiram când îl vedeam pe Rareș că se mișcă așa și nu intră alea și nu se umple, am zis că nebunesc, leșin acolo. Deci Teo era la probele fizice și eu eram la cele de îndemânare și finețe. Deci, mai dă, știi ce zic. Dar după aia am zis, iau ăla și mă transform în The Flash. Uite, fiți atenți, mă vedeți? Hai, că nu vreau să ne bată Danu, Mă grăbesc! Emoții rău, bă, când vedeam că se umple mai repede la ei, frate, și tu nu umpleai aia odată, dar după aia ai văzut că a plecat primul Dan. Și după aia m-am ținut după el. Secunde. Și nu știu ce a făcut, a pierdut mingea pe drum, mâncați aici gura ta, a pierdut mingea pe drum și după aia am preluat avantajul. Ei, primul meu gând era să nu iau iară locul 2. Eram în a treia seară în care luam locul 2, deci era imposibil să se întâmple chestia asta. Am zis că, bă, cu Teo, rup. Hai. Ușor. Bravo. Hai. Hai, Teo.
egalitate, egalitate. Go! 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 Hai, hai, hai! E, fără împins acolo. Fără, mă. Nu pot să prind! Avem două rățuște și... Da, mă, da! Da, mă, da! Da, mă, da! Da, primul punct! Primul punct! Bravo, mă! Bravo, mă! Bine, mă. Oricum, primul punct, ne sărtăm. Ba, ba, ba. Primul punct dintre multele, viața mea, că mai avem aici de asta 4 zile. Stați geană și aproba de pescuit. A fost foarte mică diferență. E prima. Da, mă, pescuiam așa, rățuștele. I-a luat capă ciortan, cățeși. Da. Trebuie să plătești oricum chirie la balta aia. Deci să bagi și rățuștele alea, mă. Ne bagă. Nu, așa se face? Posibil. Indiferent împotriva cui concuram, era ceva interesant că era prima finală pe care o jucam. Și abia așteptam, eram nerăbdători. Bine, acum l-am văzut pe Teo. Așa era omul meu. Super hype. Dar n-aveam emoții, pentru că am văzut cum s-a descurcat Carmen. Și gen, m-am bazat pe ea total. Doar că am niște semne de întrebare asupra unor lucruri. Recipientul lor nu sunt convins că era strastă plin. Doi la mână, ai specificat la începutul jocului că cine faultează e descalificat. Rar așa împins-o pe Carmen. Bă, aici nu știu ce să zic. Poate a fost involuntar, nu vreau să arunc cu noroi nimeni. Se poate să fost involuntar din cauza adrenalinei. Da, eu zic că dar... voi ați venit amândoi gen în același timp. Și cumva eu eram deja păi acolo. Se întâmpla la... Nu, se întâmpla asta la a doua rățușcă. Erau două rățuși una lângă alta și el ți-a făcut așa. În condițiile în care tu trebuia să-ți faci treaba acolo. Mă rog, în fine, nu știu, nu, eu nu cred că uitam. Așa. A, și mai am o remarcă de făcut. Teo, câștigătorul, finalistul nostru, a dat mingea în out în, la prima rundă când a concurat el. Nu trebuia să fie în finală, dacă mă întrebați. Teo, dacă tu ești la videoclipul ăsta, tu n-aveai să cauți în finală. Am avut de subliniat niște lucruri. Îi felicit pe câștigători. Dar... sunt rezervat totuși. Sincer, ne-am distrat. Da, pentru mine a fost super fun. Îmi plac tare problemele astea așa gen competiții, duți, vino, traseu, chestii da, de genul ăsta așa. Cred că pentru mine a fost cel mai mișto ăsta de până. Dacă n-am jucat cu Alex acum nu pot să mi zic de rău. Sincer, rivalitatea dacă ar fi din prisma asta, cred că aș calcula o logic, să fiu rival cu cel care are deja 200 luțe. E Camelia. Da. Așa Camelia, watch your back. Danule, eu am știut că o să te bat. Da? De unde? Cine ți-a zis? O vrăbioară. Am zis de la început. Bă, iubi. Bravo. Bă, iubi. Bravo. Bravo. Deci, bravo. Am spart baloanele, nu mai vedeam în față, mâncați și gurat. Nu mai vedeam. În sfârșit, un punct, bro. Ce dulce e în clasament. Au meritat, au știut să dea cu piciorul. Bravo lor. Bravo lor, zici. Și-a dat peste gaci că s-a luat Alexa, am pus-o pe lampis pe Alexa. Bravo lor, frate, i-a dat cu cap, a dat-o cu capul de gard. Pune atitudine, zice, dar noi că trecem. Se încinge atmosfera, când auzi 5.000 de euro, se încinge atmosfera. Ascultați aici, noi n-avem niciun pic de, nici dacă ne dați puncte în plus, n-avem ce să câștigăm. Așa că noi ne-am asumat rolul de a face Catrine, de a face mai să simtă bine. Și am și găsit numele echipei. Păi ăștia se supără pe noi, domnule că trișează, păi ce să trișăm, omule? Da, am găsit și numele echipei noi. Cum suntem? Trepied. Da. Cum era aia cu hate famă? Stai toxifeaz. Bă, s-a dat cu capul să-mi plinge. Bă, măcar ne distrăm. Ne distrăm noi, echipa Trepied, că suntem trei. Băi, gândiți-vă că înainte eram brâncele, era nebunie, acum că sunt bani o să fie și mai rău. Tot zice să avem frate rival. Eu am spus data trecută la testimonial, singurul rival al meu e ăsta și uite că l-am lovit deja. Eu n-am ce să rival, de ce să am rival? Ce rival? Eu am fost să mă distrez, să mănânc. S-au unit legendele. Să mănânc, să mănânc semințe, s-a mâncat bucare de cartofi. Mamă, ce bună, nu? A făcut Kido mâncare de cartofi. Da. Ești ce mai fost dușmani. Îi iubim pe toți ăștia care gătesc. A făcut o mâncare de cartofi, uite așa cartofi, erai nebun, nu ești nebun. Da, mergeau singuri. A făcut, chiar a fost bună mâncare de cartofi. Păcat că a mai fost mâncat odată. Da, bună, rău de tot mâncare de cartofi. Da, și a făcut două feluri. Păi, uite, aveai să râdem, să ne simțim bine. Face lumea să râdă, că asta e important la finalul zilei, să râdă omul. Că dacă te vede un actia după banii aia 5.000 de euro, ai înțeles? Râde bune. Oricum dau cu tractorul peste tine. Oricum dau cu tractorul de tine, băiatul. Eu fac că e armonie la și ăsta e actia după bani, credeți-mă de suflet, că de-aia mă la mila de ce. Eu sunt singurul de aici, credeți-mă că nu-i pasă de bani, credeți-mă de suflet, credeți-mă de suflet. Că dau drumul aia, încep să plâng, încep să... Păi da, fii atent, dacă câștigăm, promit eu, că îți cumpăr un andas de la Declo foarte mare să poți să porți și tu ceva pe piciorul ăsta. Am râs și astăzi, fericitări, a râs toată lumea, toți băieți jur. A râs și această balenă, ia uitați-vă, râde. Mi se pare că a câștigat Teo cu... Curărești. Pă, nu m-am uitat, sincer nu m-am uitat la final. Chiar nu m-am uitat la final să văd cine a câștigat, pentru că mă ofticasem din cauza vântului. Ca de obicei, se oftică la orice. Nu, da, m-am ofticat din cauza stării vremii, nu din altă problemă.
Dar știu că la prima probă chiar a jucat super ok, Teo Clarești. Da, eu mă bucur super mult că de data asta nu a trișat nimeni. Da, prima probă la care nu s-a trișat. Sunt fericit. Super ok. Sunt fericit și mă bucur că în sfârșit se ține cont și nu se mai trișează la acest concurs. Tare. Chiar dacă n-am câștigat, nu sunt obligat. Chiar te mai uita la mine că sunt anxios. Bă, bă, bă. Chiar a fost ok și pe bune, adică a câștigat. Da, a făcut absolut exact. În sfârșit a câștigat cineva care chiar merită. Felicitări, Teo și Iraniș. Ah, rivalități? Alex! Glumesc. Și fiețele, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut, că v-am sunt zâmbețel. Și stați, Jeană, că acum se și mărește premiul și o să fie jale. Aprindeți-vă clopoțelul. Și să dați și subscribe.